Un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor în seara zilei de vineri 9 august. Acțiunea s-a petrecut în jurul orei 21, când un echipaj de poliție din cadrul secției de poliție Marginea a observat un autoturism care se deplasa cu mare viteză pe drumul național care leagă municipiul Rădăuții de localitatea Volovăț. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire și, întrucât conducătorul auto nu s-a conformat, aceștia au procedat la inițierea urmăririi vehiculului cu utilizarea semnalelor acustice și luminoase. Polițiștii aflați în urmărire au ținut legătura în dinamică prin stațiile de comunicație cu echipajul rutier aflat în serviciu din cadrul compartimentului rutier Rădăuți, transmitându le în permanență traseul de deplasare, stabilind formarea unui blocaj rutier în apropierea unui sens geratoriu, montarea dispozitivului baraj extensibil cu țep tip spike aflat în dotare. După folosirea dispozitivului și penetrarea anvelopelor, autovehiculul urmărit a încercat să-și continue deplasarea pe jante pe raza comunei Volovăți, unde șoferul a fost nevoit să abandoneze autoturismul încercând să fugă. Acesta a fost urmărit pe destru de către polițiști, iar după circa 150 de metri a fost imobilizat și încătușat. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amenzi în valoare de 11.000 de lei, iar pentru abaterile rutiere s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 270 de zile.